După COVID-19, să știi că următoarea pandemie ar putea fi provocată de COVID-25 sau COVID-30. Cel puțin de asta se tem specialiștii care văd cum laboratoarele în care se cercetează virusurile se înmulțesc precum ciupercile, dar la standarde de securitate reduse. Mai multe despre asta discut cu Ștefan Ionescu, corespondent al FNews. Ștefan, câte asemenea laboratoare există în lume? În prezent, cel puțin 59 de laboratoare de nivel maxim de biosecuritate 4 sunt planificate în construcție sau în funcțiune în întreaga lume. Laboratoarele sunt în 23 de țări, inclusiv Marea Britanie, Statele Unite, India, China, Gabon și chiar Coasta de Fildeș. Din cele 42 de laboratoare pentru care există date transparente, jumătate au fost construite în ultimul deceniu, dar vor apărea tot mai multe. Provincia Guangdong din China, de exemplu, va construi în următorii 5 ani între 25 și 30 de laboratoare cu nivel de biosecuritate 3 și unul cu nivel maxim. Și care este pericolul aici, Ștefan? Cât de bine sunt securizate aceste locații? Asta e problema. 3/4 dintre toate laboratoarele BSL4 se află în centre urbane și doar 3 din cele 23 de țări au politici naționale care asigură supravegherea așa numitei cercetări cu dublă utilizare, unde experimentele care se desfășoară în scopuri civile pot fi adaptate și în scopuri militare. Puțin sub un sfert din țările cu asemenea laboratoare au niveluri ridicate de pregătire pentru biosecuritate și vorbim aici de Statele Unite și Marea Britanie. Aproximativ o treime, inclusiv China, au niveluri medii, în timp ce 41% dintre țări au niveluri scăzute și vorbim aici, de exemplu, de Africa de Sud. În aceste condiții e clar că lucrurile scapă de sub control și s-a și întâmplat de mai multe ori asta. În Statele Unite, în 2019, de exemplu, astfel de substanțe au fost pierdute de 13 ori și eliberate accidental de 219 ori. Peste 1000 de persoane au fost supuse evaluărilor medicale, iar unele au luat medicamente preventive. În noiembrie 2019, peste 6000 de persoane din nord-vestul Chinei au fost infectate cu bruceloză, o boală bacteriană cu simptome asemănătoare gripei.